Din cauza pestei porcine africane, Uniunea Europeană ar putea să interzică exportul de carne din România către alte țări. Sorin Mina, președintele Romaliment, a declarat că România este în mare pericol de a avea exporturile de carne de porc blocate de către Uniunea Europeană, din cauza că autoritățile române nu au comunicat datele complete ale efectelor pestei porcine în țara noastră. Acest lucru ar însemna o lovitură de peste 150 de milioane de euro. Informațiile sunt direct de la Bruxelles. Sunt informații publice, nu-i vorba numai de carne de porc, care la ora actuală este interzisă la export. La ora actuală, dacă se votează rezoluția, este vorba și despre preparatele din carne în totalitate. România intrând toată în zona roșie, a spus Minea. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, a declarat că exporturile de carne de porc nu vor fi oprite. Nu se va întâmpla pentru că știu cum s-a derulat firul evenimentelor. O asociație din România a făcut un lobby la Comisia Europeană solicitând să fie înroșită toată țara pentru că atunci mișcarea efectivelor de animale în interiorul țării este mai facilă. Înroșită înseamnă să se spună că toată România este ocupată de pesta porcină, situație care nu este așa, a spus Petre Daia. Daia a subliniat că a făcut o serie întreagă de demersuri pentru ca România să fie protejată de eventualele sancțiuni legate de exportul de carne de porc.